În incinta Bibliotecii Publice Dimitrie Cantemir din orașul Ungheni a fost organizată o activitate dedicată sărbătorii mărțișorului. Ca în această perioadă a mărțișorului să avem evenimente frumoase, aici au fost invitați adepți de literatură română din orașul și raionul Ungheni, cât și din alte localități ale țării, pentru a participa la o masă rotundă cu genericul Relația Carte-Cultură în contextul realităților sociale din Republica Moldova. Este o activitate care a fost preconizată în cadrul mărțișorului, așa cum în Republica Moldova avem o tradiție frumoasă, ca în perioada mărțișorului să avem evenimente frumoase. Deci această întâlnire cu personalitățile marcante din Republica Moldova și pământenii ungheneni, cu domnul Vasile Șoimaru, cu Igor Podgoreanu, cu invitatul special domnul Ionel Capița și, bineînțeles, cu Vlad Pohilă. Pentru prima dată sosit la noi la Ungheni, scriitorul de poezii și text Ionel Capița nu a venit cu mâna goală, ci cu un set de cărți donații pentru bibliotecă, cât și pentru cei prezenți la eveniment. La Porțile Țării este titlul cărții poetului de unde s-a inspirat și a recitat nenumărate poezii. Credința în Dumnezeu, dragoste de patre și de mamă a fost mesajul cărții scrise de scriitor. Mesajul cărților mele este, odată ce omul a fost creat de Dumnezeu, să mulțumească celui de sus pentru că l-a creat, i-a dat ochi să vadă frumusețea, i-a dat urechi să audă și să-l încânte frumusețea din jur. Toți cei de la eveniment s-au bucurat de niște cărți interesante, atractive, dar și de un mic recital poetic. De la Șerăuți în lume, duci un drum fără de zâmbet. Drum cu hocus, drum de țară și cu pom la mărgioară. Drum în zi și drum în noapte, când aproape